Felicitări, dragii mei, foarte frumos, cu trăire, cu emoție.
Învățăm foarte multe din întâlnirile noastre, numai că trebuie să mai învățăm ceva, adică să-i ascultăm și pe cei de la urmă. Iertați-mă, Domnul, să-mi dorim. Cei care au plecat, au pierdut. Au pierdut foarte mult, dar au să... pierdut și... pe serioasă, să facem educație, să ne ascultăm, să fim mai solidari. Noi, cum ați vedeți, scutirez, dau numai la cei care trebuiau să plece cu autocar. La cei care sunt aici, nu au absenți, nemotivați. O clipă, vreau să spun ceva. Vreau să spun domnului Mutu că ne-a amuțit. Iată de ce să spun în stare. Și interpreți adevărați. Seara minunată. Vă doresc succes în mare în continuare și vreau să ne mai întâlnim. Voi vedeți? De acord. Da. Cornel, ia florile întâi. De la o fată frumoasă. Da. Vreau să fac o mică precizare, pentru că a venit foarte târziu materialul și prietenul meu, domnul Sandulachi, n-am mai avut timp să facă corecturile necesare, noi suntem muzicori ploiești. Dar el mă știa pe mine și avea dreptate, nu le știu de foarte mult timp. Eu am condus un zborat la din Plopeni până acum două săptămâni, în care am participat la festivalul Chiriac, cu numele de armonie a din Plopeni, și acum am schimbat în muzicori ploiești. Deja componența corului este total schimbată, dar am reușit, în perioada scurtă de timp, iată, să facem un grup cu care să ne prezentăm mulțumitori. Înțeleg că vinul la dumneavoastră, am văzut că este din Belșug, alb, foarte bun. La Buzău, la prietenul Ștefan, zice că este mai vin de coastă. Mai de coastă, da. La noi, la Ploiești, sunt bărbații care consumă. Da. Aici avem toate documentele. Felicitări, diplomă pentru tine, diplomă pentru cor, iar din partea Asociației Naționale Corale, aceeași diplomă se spune așa, Asociații Culturale Muzicor, așa, s-a scris cu S, diplomă în Prahova, deci Ploiești, așa, dirijată de Cornel Mutu, dar se mai pot modifica. Pentru contribuția adusă la dezvoltarea mișcării corale românești, să sunt vorbii extraordinar de grele. Deci, dezvoltarea mișcării corale românești. Deci, sunteți pe cai mare, cum se zice. Da? Și suntem. Suntem. Într-adevăr. Pe spinarea noastră este această muzică corală românească pe care suntem obligați să o promovăm și să o ducem în rândul spectatorilor. Chiar dacă sunt mai puțin. Să știți, uitați-vă, ce s-a îmbogățit în seara aceasta. Cu cântările toate care au fost. Da. Vă mulțumim încă o dată și vă îmbrățișem și continuăm în această seară dialogul nostru coral și afectiv. Vă îmbrățișez. Felicitări! Bravo! Felicitări de voi! Și vă aștept să îi așteptăm în continuare și pe voi. Invit în continuare în scenă ansamblul coral Voci Transilvanii al Casei de Cultura Municipiului Cluj-Napoca. Dirijor Adrian Corojan. Yes, sir. Yes, sir.
de cor pe scurt de pe Valea Someșului. Hai, sură la măsură. Suntem la o pastorală și acest hai, sură la măsură, se referă la măsuratul laptelui în frunga păilor. Foarte scurt. Și în variantă mixtă. Tchaikovsky, căruia le-a plăcut așa de mult această melodie încât a introdus-o atât în baletele lui celebre Scărpător de nuci, cât și Lacul Lebedelor. Canțonetă napolitană Piotr Ilich Tchaikovsky pentru dumneavoastră publicul călduros de la Focșani. La bomba. Să vedem cum o primiți dumneavoastră.
Thank you.
Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc în primul rând Dumitru Sadulanchi, mulțumesc mult publicului călduros și țin să mulțumesc foarte mult prietenii noastre, Alina Pârvulescu, secretara generală a Asociației Naționale Corale din România, pentru tot sprijinul pe care l-a avut și să ajungă cu bine acasă, dorim din tot sfârșitul. Noi vă mulțumim foarte mult, ne-ați încântat și chiar dacă e o oră prea târzie, v-am ascultat cu dragă și cu plăcere și de fiecare dată vă vom asculta cu toată dragostea. E multă trăire la voi, așa trebuie, iată cum învățăm, așa, de corupi, de corupi. Sunteți minunați, vă îmbrățișez și vă mulțumim că ați făcut așa o cale lungă ca să ne înfrumusețați seara, festivalul nostru întreg. Vă felicit și vă doresc succese multe, multe, multe. Adrian, să-ți dea Dumnezeu putere și sănătate. Cu multă dragă să venim. Asociația Națională Corală, buletinul și lucrări corală la Iisus și de Iisus și florile dragostei din partea noastră și mapa voastră și mai aveți ceva, nu? Bucuitul ăsta a fost de-al nostru. Da. Felicitări, vreau să-i aplaudați această specială. Din Târgu Jiște, dirijor, profesor de universitate, doctor Florin Emil Nicolae Badea.
Simon, 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 Oh.
children from the fiery furnace. For every man, yes, he did. Leave a Daniel from the forest. Don't tell me. For every man, yes, he did. Sing and pray, awesome.
glorious. Yes, and my soul's been anchored in the Lord. Noi,
Nu știu dacă se poate mai minunat decât atât. Ce ziceți dumneavoastră? Sigur că v-am ascultat așa mai trebuie să punem punct de festivalului nostru. În orice caz, a fost punctul culminant al serii, al festivalului. Și iată, asta este câștigul întotdeauna. Formații de vârf care impresionează prin dăruire, prin profesionalism, prezente într-un festival, sunt adevărate lecții pentru ceilalți. A fost o minune să vă ascultăm. Sunteți o minune. Tineri atât de talentați și de frumoși, cu un profesor fără pereche, minunat, dăruit, talentat, cu har, Florin Baidea. De mai multe ori, dar solicitările au fost atât de multe la adresa lor, încât n-au putut să răspundă decât la această ediție. Două ediții trecute au avut invitații și au mers pe alte medalii. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru că e un câștig național și internațional. Grupul acesta atât de mic, atât de puternic, atât de frumos, perfecționat. Mulțumim pentru invitație. Nu de mai iau. Așa de apropiați de sufletul nostru, să știți că muzica pleacă din suflet, dar trebuie să ajungă tot la suflet. Absolut. Să vă astăzi și ieri și le dorim succes pentru ziua de mâine.